Au început sezonul salatelor, al legumelor și fructelor proaspete. Astfel, una dintre cele mai iubite salate este chiar cea din roșii și brânză, rapid și ușor de preparat, ideală pentru zilele de primăvară sau vară. Însă, cât de indicată este această salată în cazul în care ne dorim să slăbim sau să urmăm o dietă strictă? Conform realitatea.net, roșiile conțin o mare cantitate de licopen, un antioxidant puternic care protejează ADN-ul celular și diminuează riscul de cancer, în special cel de plămâni. În plus, roșiile conțin vitaminele A, B, C, E și K, protejează organismul de efectele radicalilor liberi, îmbunătățesc vederea, reglează tensiunea arterială și scad nivelul de colesterol, protejează sistemul osos, întăresc sistemul imunitar și contribuie la asimilarea mai bună a fierului în organism. Mai mult, roșiile sunt ideale în dietele de slăbit, întrucât conțin o mare cantitate de apă și fibre, de unde rezultă și o senzație prelungită de sățietate. În ceea ce privește conținutul caloric, o roșie de mărime medie are în jur de 30 de calorii. Nu în ultimul rând, roșiile fac parte din categoria fructelor acide, astfel că pot fi combinate cu alimente bogate în proteine precum brânza. Acidul tanic din roșii crește aciditatea stomacală, ducând la apariția afecțiunilor gastrice. Dacă ai probleme cu esofagul ori suferi de gastrită sau ulcer, trebuie să le eviți neapărat la micul dejun. Arsurile la stomac, după cum numele o spune, reprezintă o senzație de disconfort care poate fi asemănată cu senzația de arsură, ce se produce în partea superioară a abdomenului și iradiază spre stern. Deseori poate apărea ca o durere puternică în piept sau ca o senzație de arsură în gât. În general, brânza este bogată în grăsimi și sare, cu excepția sortimentului de brânză slabă de vacă, bogată în calciu. În plus, cercetătorii susțin că un aport echilibrat de calciu accelerează metabolismul și potolește senzația de foame, relatează realitatea.ro.